Remus Boroiu are motive de bucurie, fostul concurent de la Ninja Warrior și de la Ferma, un nou început, oameni buni, s-a întâlnit și cu Cristi mai devreme. Ce credeți? A câștigat recent titlul de campion național la fitness. Remus este acum aici să ne spune mai multe, așa că felicitări, campionule! Salut, felicitări! Îți mulțumesc mult de tot! Locul întâi la Brașov, nu? A fost competiția la fitness și culturism, nu? Federația se numește de culturism și fitness. Categoria mea este de men fizic, se numește, adică băieții aia care se îmbracă ca la plajă, cu pantalonii aia până la genunchi, frumos, și stau așa... Și pacri... Și pac... Perfect! Dar asta ți-am adus-o ție, pentru că am văzut mai devreme când erau cu torturi, cu nebunii, cum sufereai, da. Și am zis să te premiez, că eu știu ce înseamnă. De fapt, Remus, vreau să fii sincer, mi-ai văzut trupul meu și ai zis că n-aveai cum să nu mă premiezi. Eu te-aș lua la un concurs de fitness, sincer. Să aplaud! Să gar bagajul! Ce mai pot să fac? Nu, dar... Sau să duc prosopul! Pot! Ai putea okay. Să promovezi acest sport. Exact! Să știi că la fitness, de exemplu, avem și pe campioana mondială Anca Bucur. Da, o știu. Vine la... O cunosc. Adică tu ești pe masculin, cum e Anca Bucur pe feminin? Ceva de genul ăsta. Tu ești național. Campion național. Hai să lucrezi, să ajunge și mondial. Am fost și la europene și la mondiale. Hai, ia un loc aici. Mulțumesc. Să vedem ce trebuie să mai facem ca să ajungem și la campionatul mondial. E a cincea oară când iei premiul ăsta? A cincea oară consecutiv. Cincea oară consecutiv? Da. Păi restul ce fac? Nu te supăra că zic. Norocul celorlalți este că există mai multe categorii de înălțime. Adică, după cum scrie aici, 1,82, eu sunt la categoria plus 1,82 centimetri. Adică toți de la 1,82 în sus? Da. N-ai fost singur în competiție? Nu. Ia ui, am... Ăsta ești tu? De la spate. Bă, las-o încolo. Cu haine nu arăt chiar așa, mă? Asta e ta? Păi zici că ești anorexic. Da, sunt. Câteodată sunt. Adică pentru competiție trebuie să te pregătești să... Aici mai zici că sunt anorexic? Nu, aici ești... Halt. Dar de ce? Țineai iar așa... Atunci când te forțezi destul de tare să ridici o greutate, poți să ai o față și normal. O expresie de genul ăsta. Aici, la sală? Aici, în sală, strângeam greutățile, un exemplu pozitiv. Aici, pe munte. Mie îmi place să merg foarte mult în natură. Cu câte... Uite, pe Transfăgărășan aici. Cu cât timp înainte te antrenezi pentru competiție? Cu luni multe înainte. Eu am început pregătirea aceasta imediat cum am ieșit din fermă. Da. Pentru că dacă ți amintești, când am ieșit din fermă, am fost accidentat. Da. Și am avut nevoie de mai mult timp pentru a-mi reveni cu genunchiul și pentru a-mi reface formă. Ai revenit și ai și câștigat campion național. Eu aș vrea doar să dau un exemplu. N-am venit aici să mă laud cu rezultatul meu, pentru că pentru mine, sincer, acest trofeu... Te lauzi tu, te laudăm noi, pentru că e meritul tău la urmă, e serios, bravo. Da, numai că trofeul acesta nu mai contează atât de mult după ce îl câștigi de atâtea ori, ci contează drumul, contează câți oameni motivezi tu în această evoluție a ta. Iartă-mă, tu zi. Eu vreau să... Zi. Contează mult să poți implica și alți oameni în acest proces și mie... Mie îmi place că anul acesta am reușit să fac un episod, ca să zic așa, online, pe canale de socializare, unde oamenii... Deci unde găsește lumea? Pe YouTube? Pe unde? Instagram, pe YouTube, da, mă găsește... Pe Remus... Remus Aesthetic pe Instagram, Remus Boroiu. Pe asta, deci caută lumea Remus Boroiu mă găsește, și pe Instagram, da. Și pe YouTube, da. Remus Boroiu și pe YouTube? Da. Și faci acolo în filmuleț pregătire? Cum... Da, arăt cum a fost în pregătire, chiar am pus acum... Super ziua tare. De la concurs, ce se întâmplă într-o zi de concurs, ce mâncăm, cum exact, nu mai avem timp bucurăm. De pierdut. Uite aici, am scris dieta Remus. Hai, zi aici că vreau dieta... să particip la... Eu am 1,78, nu trebuie să-ți fie teamă de mine, deci nu intrăm la aceeași categorie. Păi, în primul rând, trebuie să... O zi obișnuită. Începem cu... Apă. Apă, da, exact. Bravo, foarte bine. Apă. 2 litri cât? Nu, eu beau undeva la 6 litri. 6 pe zi. Da. Deci 2 dimineața, 2 la prânz, 2 seara. Cam așa ceva. Dar nu-i bem pe toți odată. Apa da. Se bea în porții mici pe toată durata zilei. Trebuie să ne hidratăm constant. Poți să treci un 6 ceai... 6 litri, îți dai seama ce porții mici? Așa? Un ceai verde dimineața. A, deci prima dată încep cu apă și apoi cu ceai. Da. Apă, ceai verde. Ceai verde. Da. Apoi?
Facem puțin cardio, un 20-30 de minute. Cardio, da. Da. Asta e un fel de desert, cardio, apoi? Da. Apoi ne bei apă suficientă în timpul cardio. Facem în not. Faci cardio. Cam așa ceva, da. Nu. După care avem, putem să mâncăm ouă cu legume. Câte? Eu mănânc 4-5 ouă. Devine interesant, 4-5 ouă cu legume. Da. Cum? Omletă sau ce? Omletă, fierte, ochiuri. Oh, păi e bine, mă, aici. Asta e la prânz. Apoi mai? Mai ceva, că nu mai am timp și dieta, nu pot să rămân așa, că nu câștig. Păi trebuie să mergem încă o dată la sală, pentru al doilea antrenament. A, iar sală, așa, și apoi? Trebuie să ridicăm și greutăți acum. Apoi apă, apoi iar ceai. După sală trebuie să avem un shake proteic, eventual. A. E complicat, nu? Aici m-ai pierdut. Oameni buni, ideea e în felul următor. Dacă vreți să aflați rețeta campionului Remus, intrați pe Instagram la el, pe YouTube la el și pe Facebook și căutați chiar așa. Remus Boroiu. Mare. Și aflați cum puteți să deveniți campion. Ești foarte tare. Omul ăsta e de 5 ori campion național la fitness. Felicitări. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Mulțumim mult de tot. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Sănătate și vouă. Felicitări.